tuturor! Bine v-am regăsit! Astăzi este 6 octombrie, e o zi de toamnă. Aici la noi în Irlanda e cam ploioasă vremea. Mă rog, așa e cam în general. Ce am să vă prezint în continuare este niște cumpărături. Am fost la Aldi și la Lidl. Am făcut cumpărături săptămânale, ca să spun așa, dar am să vă arăt în continuare. Astea sunt cumpărăturile. Bun, deci de la Lidl, nici nu știu cu care să încep. Încep aici din spate. La Lidl am luat un box de Pampers numărul 4 de la Lupilu, o cutie de cereale, soțul meu mi-a luat pentru unghii, să-mi scuzați unghia asta, am probat niște lacuri, un set de pile electrice. Un set, mă rog, o pilă electrică cu mai multe capuri. Așa, un piper măcinat. Aici mai am o cutie de ovăz. Un tub din acesta de chipsuri cu ceapă și smântână ceva. Așa. Un sol din acesta de pungi pentru gunoi. Să văd care le-am luat de la Lidl, că am și de la Aldi. Ce am mai luat? De la Lidl am luat un Aptamil pentru Zian, lapte praf. Așa, aici. Mai avem, am luat, mă rog, pituțe din alea. Gata, făcute niște brownies. Le-am și mâncat pe astea. Erau patru și una am mâncat eu și două Mircea. Cornuri cu ciocolată. Nu l-am mâncat eu. Lumânări. Eu aprind ulei din acela. Mă rog, cum se zice, ulei esențial sau, mă rog, ce am mai luat de la Lidl? Un pomelo. Așa. Aici am luat o conservă de herring. Bun. Aici avem un sos pentru cartofi prăjiți. Asta nu l-am mai încercat, acum e prima oară, să vedem ce gust are și cum, cât e de bun. O pastă de tomato, pastă de roșii. Aici am brocoli, un orez cu bob lung. Așa. Ce mai de la Lidl am mai luat căpșune congelate. Astea au fost în ofertă pe ofertele acelea săptămânale care le bagă pe aplicație. Aici am mai luat niște sausages, adică cârnăciori din ăștia irlandezi. Mă rog. Asta e un fel de bacon, tot așa pentru breakfast. Sausage și ăștia și cu baconul ăsta, sau mă rog, este Russells. Bacon Russells. Așa se face la breakfast, dar noi facem breakfast roll. Rollurile astea, dar astea le-am luat de la... Numai puțin. Alea le-am luat de la Aldi. Bun.
ce am mai luat de la Lidl. Aici am luat, astea trebuie să le bag imediat în congelator, aripioare picante. Așa. Aici sunt niște sosuri chinezești pentru stir fry. Am luat două. Ouăle, tot de la Lidl le-am luat. Așa, e un cofrag de 18 ouă. Bun, am luat două sosuri. Asta e spicy and sour, iute și acrișor. Așa, și am mai luat unul. Asta arată, e foarte iute. Super, super hot. Bring the pain. Adică e foarte iute asta, trebuie încercat. Așa, am mai luat niște... Ăștia sunt foarte buni. Niște ardei, dar sunt atât de dulci și tot în același timp și picanți un pic. Și sunt în... Sunt umpluți cu feta. Brânză feta. Am luat două cutii. Ce am mai luat? Aici am mai luat niște iaurturi de băut. Multifruit scrie. Cu mai multe fructe. Asta tot așa a fost în oferta aceea săptămânală. Bun. Aici tot niște iaurturi. Ba nu, ăsta nu a fost în ofertă. Nu, 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 ăsta nu a fost în ofertă. Astea, iaurturile astea au fost în ofertă. De căpșuni. Fără grăsimi. Aici am mai luat o salată de cartofi. O smântână lichidă. Aici am luat afine congelate. Aici am luat două ciocolăți. Asta cu mentă e pentru Alexandra. Alexandra îi place foarte mult ciocolata cu mentă, ori de care, nu contează, dar să fie cu mentă. Aici e pentru Maia o ciocolată cu portocale aerată. Două ungulițe cu mozzarella. Așa. O smântână. Bun. Aici am luat două brânze. Două brânze? Da. Două pachete de brânză, Greek style. Aici am luat cabanoși de porc. Aici, în aceeași ofertă săptămânală, carne de vită pentru stir fry, o caserolă. Aici un mix de fructe de mare, mă rog. Și aici o caserolă de pui, piept de pui din acela, bucata aceea micuță. Așa, ce am mai luat de la Lidl? Am mai luat unt irlandez. Ăsta a fost iarăși în oferta săptămânală. Aici încă un unt, dar ăsta e nesărat pentru prăjituri. Un lapte bătut. Și cred că cam atât de la Lidl. Oricum, mai luat și un bax de apă, dar ăla nu l-am adus aici. În total au fost 109 euro. Cam multicel, dar mă rog. Am mai luat și niște prostioare, deci setul ăla de pile nu prea îmi trebuia neapărat. Adică îmi trebuia, dar mai putea să aștepte. Bun, acum de la Aldi, mă scuzați, de la Aldi am luat așa creveți. Gata, preparați cum ar fi. Nu mai bag la cuptor. Am luat două caserole.
Asta e cu usturoi și ierburi. Și asta l-am tăiat cu lămâie și piper. Un unt. Asta îl folosim la sandvișuri. E foarte bun. Untul. Ce am mai luat de la Aldi? De la Aldi, pardon. De la Aldi am mai luat acum fiecare cum îi zice asparagus sau cum îi mai spune sparanghel. Așa. O pungă de cuburi de gheață. Am mai luat de la Aldi bananele. Așa. Spanac. Spanacul și ce am mai luat de la Aldi? Ah, vopsea. Vopsea albă. Noi acum suntem în renovarea cășii și ne trebuie multă vopsea albă pentru că vopsim tot. Uși, scările, mă rog, ne trebuie multă vopsea. Și aici i-am luat la Maia două cărți. Una de, mă rog, science, adică științe. E aici intră fizică, biologie, chimie, tehnologie, inginerie și matematică. Asta, 3,99. Și am mai luat o carte. De engleză și matematică, deci 9 plus. Ani 9 plus, e engleză și matematică are în ea. Și am să-i dau să facă, să aibă activitate. Sunt foarte frumoase cărțile astea. Bun. Și cam atât. Nu știu dacă mai am ceva să vă arăt. Nu cred că mai am. Mai am sus niște cumpărături de la Primark. Oricum am să vă arăt. Urmează. Deci am uitat să vă arăt, de la Aldi am mai luat baghetele astea două. Bine, două pachete am luat. Deci patru baghete în total. Astea se bagă la cuptor. 12 minute scrie aici. 12 minute. Și atunci facem breakfast roll. Băgăm înăuntru sausage care vi-am arătat, baconul cu niște ketchup și eventual și fasole. Sunt niște conserve cu fasole și e foarte bun și ou. Deci asta am luat de la Aldi și am mai luat și o pâine semi. Așa, și am mai luat, deci astea am uitat să vă le arăt, ce spune. Am mai luat noodles, adică teței din aceea instant. Îi pui în cană, pui apă fierbinte și aștepți nici nu știu cât, în cât timp se prepară asta, să mă uit. Sunt gata în 5 minute. Și mâncăm după aia. Alexandra îi place. Ea mi-a spus să iau din ăștia. Bun, și cam atât. Sper că nu am uitat nimic. Nu am mai uitat. Ne vedem mai târziu. Am niște produse cumpărate de la Primark și vreau să vi le arăt.
Aici am plasa. Nu am cumpărat foarte multe, dar sunt ceva. Să vedem ce avem în plasă. Aici am luat o bluză. Pentru soțul meu. E mărimea M. Medium. Și a costat 12 euro. E mai grosuț așa pentru iarnă. Să vedem ce mai avem. Aici am găsit la reducere două lip gloss. Cred că. Da, unul e lip gloss creion și unul e lichid. Prețul lor inițial a fost 5 euro și le-am găsit la reducere la 3 euro. Trebuie să le testăm. Bun. Ce am mai luat? Am luat niște agrafe sau cum să le spun. Un euro 50. Aici mi-am luat niște pensule pentru ochi, cred că sunt astea. Da. Pensule pentru ochi. 4,50 euro. Da, pentru blending, mă rog, aveam nevoie, că nu... Mi-am cumpărat eu niște pensule, dar nu erau pentru ochi. Și m-am chinuit un pic, mă rog, am găsit acum. O ascuțitoare pentru creioanele de ochi. Cu două grosimi, ca să spun așa, asta a fost un euro. Da, un euro. Bun. Să vedem ce mai avem în plasă. Tot niște pensule. Eu, de fapt, căutam niște pensule din acelea clasice, alea vechi, cu burețel. Și nu am găsit. Și am luat așa. Să le încerc. Astea au fost 2,50 euro. Sunt 2, 4, 5. 5 bucăți. Să le încercăm. Bun. Ce am mai luat? Bun, aici am luat un set de lingerie intimă. Mă rog. 5 perechi. Costat 3,50 euro. 3,50 euro. Dar nu-mi focusează camera. Bun. Așa. Și am mai luat două pachete. Deci unul l-am început. Erau pur și simplu așa lipite. Două pachete de șervețele faciale pentru curățat fața și machiajul meu, de machiere. Și astea două împreună au costat, unde e prețul? €1,50.
Dacă ar fi focusa camera, ar fi bine. Sper că se vede. Miroase a grapefruit, dar, sincer să fiu, nu sunt mulțumită. Ele șterge așa, dar trebuie să frec bine la ochi ca să mi se ducă rimelul și creionul. Deci trebuie să insist și cam trebuie să insist mult. Nu cred că le mai cumpăr. Mă rog. Bun. Și cam bun. Eu mai mi-am luat și rochia asta de pe mine. Nu știu dacă se vede. Da. E o rochie. Asta a costat 10 euro și mai mi-am luat, ce mai mi-am luat? Două bluze. Mai mi-am luat două bluze. Una așa. O bluză simplă. Este în culoarea, muștar și mărimea S. Asta mi-am luat-o pentru că am o pereche de Adidas. Mă rog, Adidas. Sneakers. Nici sneakers. Mă rog, o pereche de Adidas. În culoarea muștarului, așa, dar e un pic diferită culoarea, dar merge. Bun. De fapt, am două perechi. O pereche de Skechers și o pereche de la Ricker. Și încă o bluză gri. E un pic pe gât. Asta e în mărimea, de ce mărime? Extra small. Deci asta este mai mică ca cealaltă. Asta e un pic așa mai, cum să zic eu, mai lărguță. De-aia mi-am și luat o mărime mai mică, extra small. Bun, deci asta, bluza asta gri a fost 10 euro, mi se pare. Da, 10 euro. Și asta... Cred că, dacă nu mă înșel, 5 euro sau 6, acolo. Bun. Și cam atât, cred. Nu știu, mai am niște produse, dacă vreți să vi le arăt. Nici nu știu ce să fac, să vi le arăt, să nu vi le arăt. Am niște măști de față, niște balsamuri de buze. Vreau să fac eu un video cu... să testăm împreună măștile de față și balsamurile de buze. Mă rog, vreau să fac un clip cu rujuri ciudate. Nu știu ce să mă gând. Să vi le arăt? Hai să vedem. Aici sunt. Ia să vedem ce ascunde plăsuța aceasta. Bun. Aici am o mască pentru față. A costat 90 de cenți. Bun. Aici scrie că este pentru iluminarea feței. Priming sheet mask. Să încercăm, să vedem. E făcută în Coreea. Și este o singură mască înăuntru. Are vitamina B5 și vitamina E. O încercăm, o să încercăm și vedem cum e. Bun. Ce am mai luat? Balsam de buze. Adică strugurel. Mă rog, eu așa îl știu. Strugurel. Da. Și sunt curioasă dacă are gust. E un strugurel.
cu cereale. Din acele de ce mâncăm dimineața. De la Kellogg's, mă rog, a costat 2 euro și l-am luat cu 1 euro la reducere. O să-l testăm și vedem. Un alt blip smacker, un alt strugurel cu, cred că, gust de Fanta. Bine, am mai văzut videoclipuri cu astfel de... Dar am zis să-l încerc și eu. Ăsta a costat... nu știu cât a costat ăsta. Cred că 2 euro. 2 euro ceva. Bun. Aici mai avem un lip gloss cu Jelly Belly. Așa arată Jelly Belly și a costat 3 euro. Mai avem, ăsta mi-a plăcut. Eu nu l-am mai văzut în alte părți. Dar ăsta nu l-am luat de la Primark, ăsta este luat de la New Look. Da, de la New Look. Ăsta este de la New Look și a costat 4 euro. Mentos. Interesant. Mentos și a costat 4 euro. 3,99. Focusează Camero. Camero. Nu vrea. Nu vrea. Mă rog, 3,99, 4 euro. Bun. Ce am mai luat de la Primark? O altă mască pentru ochi. Deci, pentru aici. Sub ochi. La ciarcăne. Am un pic de ciarcăne. Da. Cică hidratează plus revitalizează. Sunt făcute în Corea și a costat 1,50 euro. Așa. Ce am mai luat? Ah, un alt strugurel. Lip balm. Tot așa, a costat 2 euro. A fost 2 euro și l-am luat la reducere la 1 euro. Tot cu cereale, dar sunt alt fel de... alt tip. Asta e așa și asta e cu albastru și, mă rog, și asta e cu roșu și verde, ceva. Diferă un pic. Bun. Aici am mai luat o mască tot de la New Look. Peel off. Să vedem și asta cum se comportă. Asta a costat 99 de cenți. Cică îți curăță și detoxifiază fața. E albastră, așa. Da, aici prețul, nu știu dacă se vede. Nu focusează camera mea, nu știu ce. Să încercăm. Nu, nu, nu vrea. Nu vrea. Mă rog. 99 de cenți. 1 euro. Bun. Ce mai avem noi aici? Cam atât. Mai am aici un creon. Nu e un creon, e liner pentru ochi. Din ăsta negru. Mai pe simplu, așa. Asta e luat de la... Am găsit eu la farmacia Boots. Au produse de machiaj, cosmetice și am descoperit o nouă, nu știu cum se spune, firmă, Collection se numește. Eu ce mi-am cumpărat până acum de la ei sunt mulțumită.
Este. Și asta a fost în jur de, mi se pare că 4 euro și ceva. Da. Ia să vedem aici. Asta nu l-am testat încă, dar să știți că ține. L-am dat doar pe mână și se duce greu. E rezistent. Bun. Și mi-am luat eyelinerul ăsta. Și ce mai mi-am luat? Că mi-am luat două produse. Trebuia să fie de, să cheltui de 7 euro. Da, mai mi-am luat un concealer. Un concealer. Și am primit ceva cadou. Deci dacă cheltuiam de 7 euro, primeam... lip balmul ăsta. Nu, e lip gloss. Este lip gloss și plumping. Adică cică, îți umflă buzele, așa ți le mărește. Eu m-am dat atunci cu el. Eram curioasă. Se simte ceva, dar nu e... nu îți mărește buzele. Pentru că el este transparent și lucios așa, îți dă senzația că îți mărește buzele și e mentolat. Ai o senzație, te pițigăi așa un pic la buze, dar nu le umflă. Mă rog. Bun. Altceva... bun. Mai am de ce să vă arăt, mai am de la TK Maxx. Da, dacă ați auzit și sunt convinsă că ați auzit, în România nu se găsește, nu este TK Maxx. Mai am produse de la TK Maxx, mai am palete, mi-am luat de acolo foarte faine. Mai am, mai este. Bun, cam atât. În continuare, cred că vă voi arăta ce am primit de ziua mea. Da. Pe 29 septembrie a fost ziua mea. Să vă arăt cadourile. Ne vedem mai târziu. Acest buchet minunat de flori l-am primit. De ziua mea. Acum să vedem împreună ce cadouri am primit de ziua mea. De la soțul meu. Am primit să vedem ce este în plasă. Ce avem noi aici? Ops. Fac un pic gălăgie. Bun. Cu care să începem, că nu știu. Am primit o agendă cu litera A. Are și aici un pix foarte frumoasă. Cam așa arată. Bun, pentru că aveam nevoie, nu de alta, am nevoie de o agendă. Am primit un power bank ca să mă încarc telefonul și, mă rog, când am nevoie. Da. Așa, ce mai avem aici? Ce am mai primit? Deci acum mă gândeam, am avut așa un lapsus și nu știam cum să-i spun. Știți cum îmi venea mie să vă spun acum ce am mai primit? Un uscător de unghi. Pur și simplu nu mai știam cum îi spun, cum se numește, nu. Am primit o lampă pentru unghii.
Vreau să cumpăr lacuri semi-permanente și să fac manicură. Mă rog. Uscător pentru unghii. Bun. Mergem mai departe. Acum. Aici. Să vedem ce este aici în cutie. Am primit o. Nu știu dacă se vede. O brățară și niște cercei de la Michael Kors. Foarte frumoase sunt. Bun, mergem mai departe. Acum eu știu ce este în plasă, ce urmează. Deci îl ador. Îl ador. Este nemaipomenit. Mă dau și seara înainte de culcare. Nu pot să dorm fără el. Pe cuvânt. Deci mie una îmi place. Îl ador. Îl ador. Este un parfum. Un parfum de la Gucci Flora. Deci, parfumul ăsta este nemaipomenit. Îl ador. Îl ador. Mă dau și dimineața, și la amiaz, și seara. Deci, când am ocazia și îl văd, mă dau cu el. Deci, miroase atât de frumos. Super. Deci este apă de parfum. Eu, în general, toate parfumurile mi le iau să fie apă de parfum. Apă de toaletă, mai rar. Pentru că nu ține mirosul atât de mult. Și cu toate că și astea, apele de parfum, depinde. Pentru că și ăsta, deci îl ador. Parfumul ăsta îl ador, pur și simplu îl ador. Nu am cuvinte, nu am cuvinte. Dar ce e drept, nu este atât de puternic și nu ține atât de mult. Adică eu, el ține de fapt, dar eu nu-l mai simt. După o anumită perioadă, o oră, două, eu nu-l mai simt. E ca și acum l-am. E subtil. Deci nu este un parfum puternic. Mie nici nu-mi plac parfumurile puternice. O să vă arăt și colecția mea de parfumuri. Gucci este preferatul meu. Deci Gucci, ce parfumurile de la Gucci sunt preferatele mele. Și o să vă arăt și preferatul meu. Deci ăla va rămâne, ăla este special. Dar în alt video am să vă arăt parfumurile. Asta îl ador. Pur și simplu îl ador. Îl ador. Super. Super. Așa este sticla, așa arată. Are așa un iz vintage. Mie mi se pare că seamănă pe parfumurile bunicii. Pe timpurile alea erau așa. Da. E super. Super. Îl dau un pic. E minunat. Mirosul lui de... Scrie că e de gardenia. Gorgeous gardenia. Deci de gardenie. Da, deci asta o să-l recumpăr. Deci când mi se termină, eu îl cumpăr din nou. E super. Bun. Și cam atât. Bine, am mai primit și alte chestii, dar cam atât am primit. Acum să vedem ce am primit de la Maia, fata mea mai mică. Ce am primit de la Maia?
Să vedem. Deci ea sărată i-a cerut la taică sau bani. Ca să-mi ia și mie ceva, cadou. Cred că mai mult am dat pe plăsuță. E mică săraca, nu știu. Bun, Maia mi-a spus așa că mi-a luat ceva pentru YouTube. O să am nevoie pentru YouTube. Și mi-a luat o mască pentru față. Nu știu ce scrie aici. Conține... A, te dai cu ea pe față și te speli după aia. Pur și simplu te speli pe față și se duce jos. Are vitamina E și colagen. Îți luminează fața și regenerează, mă rog. Este de la Botanical Choice. O testăm și pe asta. Da. Așa. Și ce am mai primit eu de la Maia? Așa mi-a desenat un desen și mi-a scris Happy Birthday. Și aici m-a desenat pe mine. A spus că sunt eu. Super, foarte frumos. Așa și aici am avut o felicitare. Mi-a scris, tu, mami, happy birthday. Da. Și aici este felicitarea, să vedem, foarte frumoasă. Un ursuleț. Aici mi-a scris înăuntru. Super! Super! Și o țin aici pe noptier. Bun, dragii mei, dragele mele, cam atât pentru ziua de astăzi. Dacă aveți sugestii pentru videouri noi, dacă vreți să fac ceva anume sau să vă arăt ceva anume, să vă prezint. Nu știu. Puteți să-mi lăsați în comentarii și să vedem. Cred că va urma un video cu colecția mea de parfumuri. Eu nu consider că este colecție. Colecție se numește deja... Nu știu ce să zic, de la 50 de parfumuri în sus. Nu știu, mă rog, o mini colecție de parfumuri. Eu cu machiajul nu pot să zic că sunt o mare fană. Nu știu dacă mare fană, nu știu dacă nu mă atrage, îmi place să mă fac, dar eu mă fac foarte simplu, deci eu n-am foarte multe produse de machiaj, de beauty în general, că mai nou așa este moda, beauty. Nu am machiaje foarte multe, eu dacă mă machiez, mă machiez foarte simplu, cu un creion la ochi, rimel și mai nou, de ceva timp, rujuri. Înainte nu le suportam. Deci nu-mi plăceau pe buze. Le mâncam, se ducea repede. Dar de vreo 2-3 ani, da, folosim și rujuri, dar nu zilnic. Când și când. Sunt zile când mă dau cu ruj, mă machiez. Sunt alte zile când nu am chef. Mă rog, Nu sunt disperată după machiaje, pot să ies din casă și fără, deci nu am problema asta. Parfumurile îmi plac, Cu parfum și dacă stau prin casă, mă dau, să miros frumos.
Haine. Avem. Este genți. Genți, la capitolul genți nu am foarte multe, dar mai bunicele așa. Da. Deci, lăsați-mi sugestii în comentarii dacă mă urmăriți și vă rog dacă vă place de noi să vă abonați la canal, să ne urmăriți în continuare, să distribuiți și ne vedem. Ciao, ciao!